Putem începe? Bună ziua, numele meu este Diana și vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit la ora asta un pic neobișnuită pentru o conferință de presă. V-am chemat astăzi pentru ca colegii mei de la CITR să ne poată arăta care este momentul în procedura de gestionare a falimentului Euroins. Ne vor vorbi astăzi Paul Dieter Cârlănaru, care este CEO-ul CITR, și Alina Popa, care este coordonatoarea echipei care gestionează, în fapt, falimentul, procedura de faliment Euroins. Am să vă rog să le permitem să treacă prin prezentare, iar la final avem o secțiune de întrebări și răspunsuri în care putem să vă răspundem la ce alte nelămuriri aveți pe care nu le-am surprins în prezentare. O să-l rog pe Paul să vină alături de mine și să începem prezentarea. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Diana! Vă mulțumesc tuturor pentru participarea voastră astăzi la această conversație. Conversație care se naște din dorința noastră și din intenția exprimată mereu de a oferi cât mai multă claritate și exactitate în ceea ce privește lucrurile care se întâmplă legate de această procedură, care, bineînțeles, prezintă foarte multe lucruri de interes pentru foarte multe persoane, motiv pentru care încercăm să venim periodic acolo unde lucrurile sunt, trec câte o etapă și să vorbim despre aceste etape. Aș începe prin a discuta un pic despre ceea ce înseamnă în general rolul unui lichidator judiciar într-o procedură și care sunt aspectele relevante din punctul acesta de vedere, iar apoi vom merge mai departe în concret în ceea ce prevede această procedură, ce înseamnă Euroins și ce s-a întâmplat în concret până la acest moment, bineînțeles și ce va urma de aici încolo. Pentru a discuta în general despre cum vedem procedura sau ce presupune, începem prin a defini rolul. Practic, rolul nostru începe la data de 9 iunie 2023, moment în care Tribunalul București a dispus deschiderea falimentului societății Euroins și demararea procedurilor de lichidare. Activitatea noastră privește trei arii majore de interes. Prima ar fi, bineînțeles, ceea care ține de datoriile companiei, structura datoriilor și modul în care acestea sunt constituite în relația cu creditorii Euroins. Și asta se transpune în tabelul preliminar despre care vă va vorbi colega mea mai mult și care va fi publicat astăzi. În al doilea rând vorbim de activul companiei, de elementele materiale și non-materiale pe care Euroins le deținea la data intrării în faliment, fie că vorbim de active sau de sume de bani. Și în ultimul rând și foarte important, vorbim despre înțelegerea contextului, și anume care este structura contractelor, a relațiilor comerciale și a celorlalte elemente de natura litigiilor sau a relațiilor pe care Euroins le avea și care prezintă relevanță pentru înțelegerea situației în care această companie a ajuns. În concret, dacă ar fi să vorbim despre ce s-a întâmplat la Euroins până acum, aș da doar câteva cifre generale și v-aș vorbi despre faptul că am avut peste 60.000 de potențiali creditori pe care societatea îi avea conform evidențelor la data intrării în faliment. Aici demersurile noastre s-au concentrat foarte mult pe crearea contextului și a celerității necesare pentru a ne încadra în termenele legale stabilite de instanță, pentru a stabili situația, în primul rând, a datoriilor pe care societatea le are și, de asemenea, gestiona un volum foarte mare de documente într-un termen foarte scurt, depășind în anumite cazuri peste 300.000 de documente gestionate. În concret, ele au adus niște concluzii deja, concluzii despre care vorbim astăzi și concluzii pe care o să invit pe colega mea, Alina, să vi le detalieze, urmând a închide apoi cu concluziile și starea actuală în ceea ce privește desfășurarea acestei proceduri. Vă mulțumesc! Bună ziua! Mulțumesc și eu pentru prezența dumneavoastră la această conferință de presă. Făcând trecerea de la general la concret, o să parcurgem lucrurile care s-au întâmplat până în acest moment în procedura Euroins, menținând rolul nostru de lichidator judiciar în procedură. În ceea ce privește chestiunea amintită de colegul meu, Paul Cârlănaru, legat de stabilirea
activelor pe care le avea compania la deschiderea procedurii. Am inventariat bunurile vandabile, le-am evaluat și apoi am procedat la valorificarea acestora. Valorificarea nu este încheiată, valorificarea continuă prin proceduri de licitație, sumele obținute din aceste valorificări fiind destinate în special plății salariaților pe care Euroins îi mai are în acest moment. Din zona de pasiv al companiei, adică datoriile pe care Euroins le avea la data deschiderii procedurii, echipa noastră a analizat aproximativ 1100 de dosare, declarații de creanță, pe care creditorii companiei le-au depus la Tribunalul București și am constatat înregistrarea unor creanțe certe, respectiv pe care ar trebui să le plătească Euroins în acest moment, de 600 de milioane de lei, cu potențial ca expunerea totală a Euroins, adică datorii care urmează să se mai întâmple în perioada următoare, pentru că încă mai sunt poliții în vigoare, se mai pot întâmpla evenimente, de 5 miliarde de lei. În procesul de analiză, așa cum amintea și colegul meu mai devreme, cam 350.000 de documente au fost necesare a fi verificate de și prelucrate de colegii mei. Pe zona de contracte și litigii, adică contextul falimentului Euroins, am demarat analiza cauzelor care au condus la intrarea companiei în faliment. De asemenea, am analizat și am și denunțat aproximativ 1000 de contracte. Compania avea la deschiderea procedurii contracte cu furnizorii săi din zona de care îi asigura activitatea curentă, avea de asemenea și din zona din care furniza polițe și servicii și a trebuit ca acestea să fie încetate. În același timp, echipa noastră a analizat și contractul cu EIGR și a supus acest contract analizei judecătorului sindic. În acest moment, echipa CITR gestionăm aproximativ 25.000 de litigii pe care le are Euroins în derulare. Poza creditorilor. În acest moment veți observa că cea mai mare pondere o are Fondul de Garantare a Asiguraților, 2,14 miliarde de lei. Este cam cea mai mare expunere pe care FGA-ul o are în proceduri de faliment. Totodată, o pondere, zicem noi, semnificativă, o au asigurații și păgubiții de 1,5 miliarde de lei. Acolo sunt polițe care, fie la data deschiderii procedurii de faliment, fie pe parcurs, persoane care aveau încheiate polițe cu Euroins, le-au denunțat înainte ca acestea să ajungă la termen, fie evenimente care s-au produs înainte de deschiderea procedurii. Vă spuneam de o expunere de 5 miliarde de lei. Pentru că am vorbit foarte mult de la deschidere până în acest moment despre cifre, am pregătit și o poză a falimentului Euroins în cifre. Ziceam că la data deschiderii procedurii aveau polițe de RCA, 2 milioane de polițe în vigoare. Acestea au mai încetat pe parcurs, fie că au ajuns la termen, fie că au fost denunțate de asigurați. În acest moment, la data de astăzi, mai sunt în vigoare aproximativ 1.600.000 de polițe din zona RCA. 5 miliarde de lei expunerea provenită din 1100 de declarații de creanță, 25.000 de litigii gestionate de echipa pe care o coordonez. Euroins este o companie cu vechime în piață, înființată încă în 1994. Nu o să vă povestesc despre traseul acestei companii, aș vrea doar să amintesc că, de exemplu, în 2015 a intrat într-o procedură de redresare financiară încheiată în 2017, iar la începutul acestui an au fost două evenimente majore de impact în activitatea companiei,
17 martie 2023, retragerea autorizației de funcționare de către ASF și 9 iunie 2023, deschiderea procedurii de faliment de către judecătorul sindic, momentul în care am început activitatea noastră, așa cum amintea domnul Paul Cârlănaru un pic mai devreme. La momentul la care a fost retrasă autorizația de funcționare a Euroins, practic Euroins avea cea mai mare pondere în piața de asigurări RCA, 27% din această piață. Ce trebuie să facem în perioada următoare din poziția de lichidator judiciar? Vom finaliza raportul cauzelor care au condus la apariția stării de faliment a Euroins. Vom continua analiza contractelor astfel încât să denunțăm sau să supunem în continuare judecătorului sindic alte contracte care trebuie supravegheate și cu privire la care trebuie să se pronunțe judecătorul sindic Tribunalul București. Vom continua demersuri de recuperare a creanțelor, pentru că așa cum sunt creditori care au sume de recuperat de la Euroins și Euroins la rândul lui are de recuperat din relațiile pe care le-a derulat înainte de deschiderea procedurii. Și de asemenea, ați văzut că astăzi v-am vorbit despre tabelul preliminar al creanțelor. Deci creanțele, așa cum s-au prezentat ele la deschiderea procedurii, analizate de noi. Următoarea etapă legată de creditori este ca, în eventualitatea în care aceștia vor formula contestații pe care le vor introduce la dosarul cauzei la Tribunalul București, după ce judecătorul sindic soluționează aceste contestații, va trebui ca în raport de hotărâre pe care o ia noi să actualizăm acest tabel și să depunem tabelul definitiv al creanțelor Euroins. În încheiere, o să îl rog pe Paul Cârlănaru să ne facă câteva precizări și raportat la ce ar trebui să facă persoanele care încă mai dețin polițe la Euroins, pentru că vă spuneam că vorbim de 1.600.000 de polițe active, în special în lumina ultimelor modificări legislative. Mulțumesc, Alina! Cum vă spuneam la început, principalul aspect pe care îl urmărim în aceste demersuri este să oferim claritate. În mod evident, având în vedere natura acestei companii și prezența ei în piață, cum vedeați mai devreme, inclusiv cota de piață pe care o avea pe un produs atât de sensibil și general folosit cum este RCA, aspectele legate de ce se întâmplă acum sau ce se întâmplă în perioada imediat următoare sunt foarte importante. Și aici avem două dimensiuni specifice. Prima ar fi, în cazul acesta, relația sau situația asiguraților, beneficiarilor de polițe care astăzi încă sunt în vigoare. După cum probabil știți, la acest moment, în urma unei modificări legislative, valabilitatea acestor polițe s-a extins. Ultima zi de valabilitate va fi 7 decembrie, urmând ca din data de 8 decembrie beneficiarii de polițe să fie nevoiți să-și procure alte asigurări. Iar de asemenea, în ceea ce privește produsul specific de garanții, unde termenul era deja mai lung, acesta s-a prelungit până în 5 februarie. Relevant aici este să știm că, pe lângă procedura de faliment, care gestionează în mod special modul în care a evoluat situația Euroins, în ceea ce privește asigurații, mecanismele de garantare puse în mișcare pe baza reglementărilor din România asigură aceste plăți pentru polițele care sunt încă în vigoare. În final, legat de buna desfășurare a procedurii sau de ce urmează, aș încheia prin a spune că vom continua să facem demersuri pe aceste trei arii principale, respectiv datoriile și clarificarea acestor situații pe care, după cum ați auzit deja, reprezintă un proces dinamic, restabilirea, acolo unde e cazul, a patrimoniului, gestionarea acestuia și valorificarea, pentru că vorbim de o procedură de lichidare, și nu în ultimul rând, gestionarea
tuturor litigiilor în care compania este prezentă și obținerea soluțiilor necesare pentru a clarifica situația și a duce la o tranziție în această piață extrem de importantă în urma unui eveniment atât de ieșit din comun. Vă mulțumesc pentru prezența voastră din nou astăzi și predau colegei mele Diana pointerul. Dacă aveți întrebări, v-aș ruga dacă putem să ne limităm la câte o întrebare pe publicație, să avem timp pe toată lumea. Spune, Sergiu, te rog. Hai să spunem. Da, e legată de AIG-RI, de compania de reasigurare. A spus contractul a fost primit la judecătorul sindic. Acesta poate decide că nu e ok acel contract. Recuperarea banilor de la AIG-RI revine proceiderului în acest proces. Da, este o procedură de executare silită sau de plată benevolă. Dacă va fi o procedură de executare silită, atunci nouă ne revine această misiune prevăzută tot de lege. Putem acționa oriunde sunt, da. Da. Unde parte? Unde sunt? Daniel, am completat. Am văzut niște date exact despre datorii și expunerea banii. Datorii 600 de milioane, expunere 5 miliarde. Dar la tabelul creditorilor sumele sunt diferite. Ne puteți spune exact ce sunt diferite? Da, nu am pus toată masa credală așa cum arată ea, pentru că tabelul urmează a fi publicat în buletinul procedurilor de insolvență. Am vrut să facem o referire la creditorii care au cea mai mare pondere. Aș adăuga aici un pic, sunt, cum ziceam, două aspecte care țin de dinamică. Pentru că, pe de o parte, ai sume care sunt astăzi scadente și care, în normala funcționare a companiei, ar fi trebuit plătite de la momentul deschiderii procedurii, iar apoi avem marea masă a datoriilor generate de polițele emise, care iarăși se răsfund în categoriile pe care le-a prezentat colega mea. Spre exemplu, și de aia vorbeam de FEGEA, FEGEA-ul a făcut o solicitare pentru întreaga sumă potențială pe care o va acoperi, din care însă doar o parte a fost plătită până astăzi. Și atunci avem două distinții. Una între creanțe scadente astăzi și eventuale în viitor, iar a doua prezentare era despre unde se află aceste creanțe. Pentru că sunt creditori care au atât creanțe deja plătibile, cum este, de exemplu, folosesc exemplul FEGEA, că e cel mai simplu, cât și creanțe potențiale viitoare în baza polițelor pentru care se vor plăti despăgubiri. Da, legat de FGA și de modul lor de plată, am văzut că ei comunică constant. Noi nu avem o altă informare față de ce transmit ei în mod oficial despre stadiul plăților. Iar în ceea ce privește prețurile, nu mă pot pronunța. Acum noi gestionăm strict aspectele legate de gestionarea procedurii. Da, în esență, atât Paul cât și Alina pot să răspundă la întrebări care privesc procedura. Spune-te, rog. Scuze. Bună ziua, Alina de la Lumea și Idei. Legat de cauzele care au condus la situația de faliment, înțeleg că nu e complet raportul, dar dacă puteți să ne spuneți ce ați identificat până acum, și dacă se putea evita această situație, având în vedere procedura cea de redresare pe care ați menționat-o, dar și experiența pe care am avut-o piață cu City Insurance, din lasă de vedere. Procedura de redresare pe care a avut-o este o procedură specială pe o lege care nu ține de legea insolvenței. Este o chestiune out of court, se face împreună cu ASF-ul. În ceea ce privește cauzele care raportul acesta, noi am analizat documentele care se analizează de obicei, respectiv situațiile financiare, care au fost politicile companiei, ce anume din operațiunile pe care le-a făcut au putut să determine cauzele, intrarea companiei în faliment. Așa cum am zis, fiind o chestiune care în acest moment este preliminară, ne rezumăm la a o privi din această perspectivă și așteptăm ca echipa noastră să finalizeze acest raport pentru a putea să avem o imagine clară a acestei situații. Când credeți că putem să avem această imagine? Cam când se finalizează raportul?
Noi, în perioada următoare, acesta este focusul nostru, încheind această analiză foarte mare a declarațiilor de creanță, ni se mută focusul de la declarații de creanță către această analiză a cauzelor care au condus la apariția stării de ISOC. Mulțumesc, Adrian! Spuneați de că și eu vreau să recuperăm niște sume de la poate de sumă, sănătăți sau... Ne puteți spune că este suma total așa? Din păcate, Euroins nu are în acest moment închise situațiile financiare și la fel cum săpăm în ceea ce privește cauzele care au condus la apariția stării de faliment, încercăm să identificăm și poza creditorilor, creanțelor de recuperare de către Euroins. Când o să avem sume exacte, revenim. Legat de prelungirea forțelor, valabilitatea forțelor Euroins, Consiliul Economic și Social spunea că această măsură ar crea o presiune majoră pe FGA. V-aș întreba câte polițe ar expira la data de 8 decembrie? Ar mai fi valabil la 8 decembrie? Câți oameni ar mai putea să, dacă nu s-ar fi prelungit, să aibă polițe valabile și după 8 decembrie? Euroins, FGA. Aș vrea să știu care ar fi efortul financiar, că dacă oamenii ar denunța, toți oamenii ăștia care au poliție, a zis 1,6 milioane de șoferi care au poliție cea la Euroins, dacă ar denunța astăzi, ce restituire de primă ar primi de la FGA și în cât timp? Aveți o situație? Câți bani ar trebui să plătească FGA dacă toți ar denunța poliția și ar cere restituire de primă? E o întrebare multe părți. Luau pe rând. Ce pot să vă spun este, și asta îți redați noastră de altfel, că la data de 8 septembrie erau aproximativ 1,6 milioane de polițe valabile. Nu avem astăzi, acum, o analiză pe loc să vă spun câte sunt valabile la data noului deadline. Însă ce aș preciza este că, din punctul meu de vedere, suntem într-o situație atipică și extraordinară, care impune, bineînțeles, și măsuri atipice și extraordinare. Cu privire la modul în care ele au fost analizate și adoptate, nu mă pot pronunța, ține de autoritățile și părțile implicate să facă aceste analize. Noi ce putem să facem este să ne asigurăm că, din perspectiva informațiilor necesare și a documentelor care sunt puse la dispoziție, asigurăm o bună desfășurare a acestui proces. Efortul financiar ar fi mai mare dacă... Aș vrea să știu câte daune apar lunar, câte dosare de daună, ce despăgubiri apar de când ați preluat noastră conducerea Euroins lunar, câte dosare noi de daună. Adică ar fi efortul mai mare oamenii să-și renunească polițele, să-și denunțe și să primească acei bani, sau se creează pe FGA un risc mult mai mare datorită, din cauza dosarelor noi de daună care apar și a sumelor solicitate. Aveți o estimare, nu știu, situații, câte dosare noi apar lunar și ce sume s-a solicitat? E o situație dinamică, aș spune, în primul rând. În al doilea rând, trebuie să luăm în considerare faptul că în acest moment probabil o informație mult mai clară asupra câte dosare noi se constituie are fondul de garantare, care are această atribuție acum de a deschide dosare de daune noi de la momentul la care societatea a intrat în faliment și nu mai are însă și atribuția de a deschide dosare de daune. Ce aș putea să zic este că, în opinia mea, măsurile astea sunt gândite și din perspectiva consumatorului. N-aș ști să vă spun acum un astfel de calcul sau să-l fac pe loc despre care ar fi una sau alta dintre variante. Ce pot să vă zic este ce v-am spus deja și datele pe care le avem. Vom vedea probabil în lunile următoare care va fi impactul măsurii. Vă ocupați și de City Insurance. Acolo aveți o situație. Eu am un articol recomandat în care oamenii spun nu vă denunțați polițele, pentru că eu aștept de un an de zile să mi se restituie prima de la FGA. În cazul City Insurance, ce întârzieri sunt la plata acestor restituiri de timp? Asta pare o întrebare mai potrivită pentru FGA, să știi, decât pentru cei care. Nu știm ce plăți face FGA-ul. Acolo e un loc în care cei care nu are cum să aibă vizibilitate, deci te-aș îndruma către ei.
Spune-te, rog, Alex. Asta e modul în care funcționează, dacă într-un ajută care are CNI, se vede la unii deschis de FGR, am spus mai devreme, și dacă se plătească FGR-ul, intră apoi în creanțele totale pe care... Da, după ce FGA-ul face plata, FGA-ul vine și precizează care sunt plățile pe care le-a făcut și se consolidează declarația de creanță a FGA-ului. Și maximul la care se poate ajunge sunt acele 2 miliarde pe care le-a făcut în tabelul creditorilor, în total din ce mai are de FGA? Legea permite să fie această dinamică, tocmai pentru că se pot întâmpla evenimente pe care nu le-ai prevăzut. Deci poate să depășească acea sumă. Analizele voastre, care e valoarea activelor? Putem să vă spunem valoarea bunurilor pe care le-am vândut. Valoarea bunurilor pe care le-am vândut este de aproximativ 2 milioane jumate de mii de lei și continuă acest proces. Este 2,5 milioane lei, da. Ați putea să ne spuneți numărul total de clienți, cât sunt RCA cu poliția și alte tipuri de asigurări? 1,6 RCA, aproximativ 700 de mii asigurări de viață și mai sunt niște polițe din zona aceasta de asigurări de malpraxis, avea o acoperire pe toate tipurile de polițe. Vreau să facem viață? Lucrează de sănătate? De sănătate, scuze, da. Mulțumesc. Locuințe, o pondere mult mai mică. Aș estima, dar nu sunt foarte sigură, undeva spre 200 de mii. Da. Mulțumesc, da. Putem să revenim, Adrian, putem să revenim cu asta, să le verificăm și să ți le dăm punctual, să ne asigurăm că ne sunt. Dacă nu știm la momentul ăsta, o să ne uităm și o să revenim. Mai sunt întrebări? Te rog. Da. Adrian, vreau să văd. Ținem cu de declarațiile inițiale de proprietarului Euroins, care a afirmat că aveau el o situație destul de bună și n-ar fi fost necesară deschiderea unei plăcere de farmă. Ținem în cont de ce ați analizat până acum, care ar fi părerea dumneavoastră în legătură cu afirmații cu celor de la Euroins, că ar fi fost să aveți și continuă activitatea în normal. Eu aici aș, până să le dau... Doar scurt aș preciza. Eu m-aș uita aici la relația de cauzalitate între demersuri întreprinse de anumite instituții. După cum am spus, mandatul nostru a început la momentul deschiderii falimentului. Deschiderea falimentului s-a realizat în baza unei decizii a Tribunalului București, raportat la multiple cereri de faliment și la constatarea neîndeplinirii unor indicatori. Ambele aceste aspecte se află sub o formă de control instituțional și judiciar și acolo se poate pronunța cine are această prerogativă asupra acestui subiect. Dacă aș vorbi orice da, în plus, dacă aș specula. Dacă aș simplifica, cei care gestionează falimentul nu este cel care a decis falimentul. Știu, dar o chestie care este în astfel de procedură, cu siguranță am văzut suficient de multe cazuri că se poate să-și dea de părere. Dacă banii are suficiente resurse de a-și continua. Mai multe pe... Mai mult ca orice experiență. Mai multe pe subiect, nu putem să... Mai aveți întrebări? Legat de datorii, ar fi 600 de mii creanțe certe, da? 600 de milioane și în plus 5 miliarde de lei? Nu, toate. În total. Da. Aici, te rog. Cât salariați mai la acest moment? Zilele acestea expiră preavizele pe care le-am dat într-o procedură de concediere colectivă și vor rămâne aproximativ 100 de salariați. Acestei proceduri, nu știu, aveți vreo comunicare, orice orice fel cu acționarul și dacă cumva poate fi tras în un fel la răspundere material, să de altfel, pentru situația aceasta. Tot ce se desfășoară în procedură se desfășoară pe anumite căi stabilite de lege, respectiv, dacă vorbim de desemnarea, de exemplu, a unui administrator special care reprezintă contrapartea acționar unei astfel de situații, specific unei proceduri de faliment, fiind aceea că administrarea este ridicată din domeniul clasic,
și este preluată de către echipa lichidatorului judiciar. Deci orice comunicare există se face în cadrul reglementat de lege, în niciun alt fel. Iar în ceea ce privește aspecte care țin de răspundere, din nou, astea sunt faze mult subsecvente stadiului actual, legate de modul în care se analizează cauzele procedurii, cererile pe care le fac creditorilor și creditorii, scuze, și în final ce decide judecătorul sindic, pentru că acolo se află competența în acest sens. Ne-am pregătit să încheiem, dacă mai este o întrebare. Dacă nu, vă mulțumim foarte mult. Mulțumim, Paul, și mulțumim, Marina. Vă rog să vă asigurați că colega noastră, Mihaela, are adresa voastră de mail, vă trimite și prezentarea și un comunicat de presă acum, înainte să plece către vestul presă. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumim! Mulțumim! Mulțumim.